Sunt Alina Mirela Dobrotă, director Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța este unul din cele 8 centre regionale de transfuzie din țară, instituție cu rol strategic la nivelul de sistemului de sănătate din regiunea sud-est. La nivelul județului asigurăm necesarul de componente sanguine pentru toate cele 14 spitale care până în acest moment și-au autorizat, conform legii, activitatea de administrare de tratament transfuzional. Dacă nu ar exista oameni care să doneze sânge, pacienții care necesită tratament transfuzional nu și-ar putea primi tratamentul. Este o continuă provocare pentru instituția noastră încercarea de a răspunde tuturor solicitării spitalelor. Deci o dificultate ca prioritate este asigurarea unui număr suficient de donatori de sânge. Succesul pentru un centru de transfuzii este să aibă capacitatea de a răspunde așteptării spitalelor, să distribuie componente sanguine de calitate, în urma administrării cărora să nu apară reacții adverse, inclusiv infecții post-transfuzionale. Donația de echipamente făcută de către Rompetrol este binevenită și ne ajută să împrospătăm setul de echipamente critice, esențiale activității medicale specifice pe care instituția le are. Echipamentul de conservare al concentratelor trombocitare corespunde tuturor cerințelor tehnice în domeniul la nivelul Uniunii Europene. Celălalt echipament, și așa numitul hemomixer, este un dispozitiv utilizat la recoltarea sângelui, care ne permite să monitorizăm volumul de sânge recoltat plus absolut toate informațiile, pornind de la numele asistentului care recoltează timp și așa mai departe. Este un model performant. Aș dori să transmit mulțumirile colectivului nostru, conducerii Rompetrol și tuturor angajaților, pentru faptul că în proiectul dumnealor de susținere a comunității au avut în vedere și activitatea de donare de sânge și respectiv instituția noastră.